Aia cu ce? Aia cu scorșor. Asta e ciocolată albă și afină. Da, ce asta? E 4 ceas. Abia acum am plecat de acasă. Mă rog, am fost și am niște cumpărături mai devreme. Am ieșit la cumpărături în centrul Bucureștiului și vreau să vedeți cum suntem îmbrăcați. În șlap. Și acum mergem să filmăm ceva și pe mergem la Bucarest Street Food. Cea mai tare fază pe ziua de azi este că la Street Food Festival proprietarii de câini pot să intre cu câinii gratuit. Adică eu nu mai plătesc bilet de intrare pentru că sunt cu... Deci domnișoara mea aduce și beneficii. Da, mie nu, numai o singură persoană poate intra cu un câine. Da, dacă eu țin câinele, eu intru gratis cu câine. Dacă îmi luăm pisică, oare puteam să intru și eu? De toate, întotdeauna. Pe mine mă pune să aleg. Ce ai de spus în apărarea ta? Așa este. E bun? Foarte bun. Doamnelor și domnilor, acesta este un Mercedes-Benz clasa A. Are un motor de 2 litri, este diesel. Nu știu încă care e putere. O să mă uit pe foaie mai încolo sau pe talon. Dar este senzațional. Acum este dată pe modulul sport. Și imediat cum o să fac dreapta pe Calea Victoriei, o să o accelerez în limita legală ca să vedeți cât de puternică este. Verde. E verde. E verde. Doamnelor și domnilor, Mercedes-Benz clasa. Și aici ajungem din nou la semafor. Ceva se întâmplă aici. Nu sunt niște ECG-uri, deschis gastrobar. Și când deschis gastrobar este închis, cum se numește? Biscotar. Băi, de unde cu buton? Nu mai pune, gata, că am pus o grămadă. Acum te jur? Gata, plecăm de aici. Până acum am făcut mini script-ul pentru ce trebuie să filmăm. O să vedeți zilele astea. Cred că cel mai probabil luni sau marți. Frumos aici la gastrobar, deschis gastrobar. Sunt foarte mult cartofii prăjiți. Sosul de maioneză cu usturoi e dar limonada e bună. 12 lei limonada, bun. Am văzut niște burgeri foarte delicioși. Dar trebuie să fac un anunț, șoc și groază. Eu cu Ionasca am ajuns la concluzia că ne-am cam dolofănit. Și o perioadă o să... Deci astăzi după street food, astăzi a fost oficial ultima zi în care am mâncat chestii astea dubioase pentru o perioadă nedeterminată. Cel puțin o săptămână.